Bun găsit, Phil the Markets, ca de obicei de la această oră, vorbim despre evoluțiile din piețele financiare. Astăzi îi dedicăm întreaga emisiune Bursei de Valori București și alături de noi îl avem pe Corneliu Manole, alt investitor cu experiență, cum v-am obișnuit în ultimele ediții. Salut, Corneliu, bine te-am regăsit după mult, mult timp. Cred că are o mică problemă cu netul, Corneliu. Cred că s-a blocat imaginea și hai că îi spune mai bine să revină. Te salut eu în locul lui Corneliu și salut și pe cei care sunt alături de noi și îl așteptăm să reintre din nou pentru că am făcut niște teste înainte. Hai că uite, cred că a venit și Corneliu. A revenit. Da. Corneliu, ne auzi sau ne vezi? Încă nu se pare. Hai că îi mai dăm o șansă să vină din nou alături de noi. Da, până atunci spuneai tu, Tiberiu, că o să vorbim doar de piața noastră și de multe acțiuni, că avem analize interesante. Spuneai de extern că te aștept să scadă dobânzile. Da, mă aștept să scadă dobânzile. Tocmai am văzut acum un titlu interesant pe o publicație internațională și cred că Lagarde a mai ținut un discurs, așa fac bancherii centrali, vorbesc săptămânal după ce au ședințele de politică monetară, ne mai dau așa câte un flavor despre evoluția politicii monetare în perioada următoare și a zis că o să taie cu siguranță ratele, dar n-a spus când. Estimăm noi, mă rog, după cele prezentate ieri și după cele scrise prin presă, că undeva prin iunie cred că o să vedem prima reducere. Vom trăi și vom vedea până atunci. Da, avem timp și o să fim aici, evident, să comentăm împreună cu invitații noștri. Hai să vorbim cu Corneliu, care a revenit. Salut, Corneliu! Ne auzi? Salut, Cătălin, salut! Da, te aud și te văd. Ne-ai părăsit chiar la început, așa. Hai să intrăm în subiecte, să vorbim de investițiile tale, de portofoliu, de ce se întâmplă pe bursa locală. Te-aș întreba, când ai început tu să investești pe bursa locală? Da. M-ai auzit? E un mic delay. Deci, da. Vă aud. Ok, când ai început să investești? Am un portofoliu de 20. Am început, cred că, de mai bine de 10 ani. Să fac 12 ani anul acesta. Și investițiile mele au coincis cumva cu primele listări, cu programul de privatizare, primele listări pe care le-a făcut statul român. Când am scos pachete importante la Romgaz, Transgaz, Electrica și atunci am intrat în acele IPO-uri. Dar și cu odată cu listarea fondului Proprietatea, care a fost un eveniment foarte important, așa a rămas poate cel mai important eveniment pentru bursa noastră și am lichidat niște depozite ca să intru să cumpăr acțiuni la fondul Proprietate. Dar cum te informai? Adică cum ai făcut la început? Pur și simplu ai aflat că se listează pachete și ai zis gata, domne, hai că investești și eu, e momentul, sau cum? Care era contextul în perioada aia? Ai auzit? Cred că este... Da. E foarte ciudat că am stat 20 de minute înainte de emisiune și vorbeam, am tot vorbit, adică am făcut jumătate de emisiune împreună și totul era absolut perfect. Știi? E foarte ciudat ce se întâmplă. Că era... Da. Da, uite că după ce revine eventual aș vrea să-l întreb și eu pe lângă întrebările tale vis-a-vis de... Spunea că a intrat odată cu sau a simțit cumva gustul investițiilor pe bursă odată cu debutul acelor listări IPO-uri companiilor de stat din energie pe care le-a făcut Romgaz, Transgaz, mă rog, ulterior Electrica, Transelectrica. Aș vrea să-l întreb cum a investit el atunci, dacă
și a adus toți banii, cum i-a diversificat. Chiar asta era, exact. Asta era și interesant, chiar ar fi interesant să vedem. Ce care... sunt întrebările mele. Da. Hai că să sperăm că vine Corneliu alături de noi. Da. Da, cred că e o problemă cu conexiunea, presupun, sau cu... că totuși nu se vede. Da, până atunci oricum să vorbim, să-i încurajăm pe cei care ne urmăresc, evident, și ei investitori, să pună întrebări, să participe la discuție, pentru că e interesant să vedem. Iată, noi deja am atus în anii ăștia, deja avem peste 4 ani, Tiberiu, cam acum facem 4 ani, după 22 aprilie, dacă nu mă înșel, acum 4 ani, în plină pandemie, începeam formula asta și am tot discutat cu investitori și fiecare a intrat mai dintr-o dată așa, pe parcurs, cu teamă. Mai devreme sau mai târziu, da. În piață și între timp a evoluat. Hai că a reintrat Corneliu. Corneliu, gata, nu mai fugi de noi că avem întrebări, să spunem. Da? Da. Bun, deci ne-ai spus cum ai intrat atunci, ai intrat cu toți banii, ce s-a întâmplat și cum te informai până la urmă? Adică orice început e oricum dificil, să spunem așa. Da. Cred că atunci mediatizarea puternică a celor evenimente, mă refer la cele privatizări, să spunem, listări al unor pachete pe bursă, dar mai ales că acele oferte publice erau derulate de guvern, mi-au dat încrederea să fac acest pas. Și acest pas spre instrumente cu grad de risc mai ridicat. Am lichidat niște depozite, mi-amintesc, și în speranța că voi putea să multiplic capitalul mai repede. Și cred că a fost un pas bun. Un pas bun, dar ai intrat cu depozitele alea, cu toți banii, și după aia ce ai făcut? Ai așteptat? Dacă mi-aduc eu bine aminte, în perioada aia nu erau creșteri prea mari la... Nu erau deloc. Nu am intrat cu toate depozitele, am început timid pe acele companii, apoi pe fondul proprietatea și încet am început să înțeleg mai bine fenomenul investițional și să mă apuc de niște lecturi serioase. Eu aș fi curios aici, dacă poți să ne spui sau dacă îți mai aduce aminte, câte companii aveai atunci în portofoliu la început și cum ai diversificat sau cum ai împărțit suma? Ai împărțit-o în mod egal între, nu știu, 5-6 câte erau atunci sau cum ai făcut? Da, cam atât erau, cam cred că peste 5 și știu că cea mai mare parte am dedicat-o fondului proprietatea și restul companiilor de stat. Deci era un portofoliu cumva concentrat și cred că peste 80% era doar energie. Ok, hai să ne uităm cum arată portofoliul. O să mai discutăm de strategii pe parcursul emisiunii. Vreau să începem să ne uităm și la niște companii din portofoliul tău. Cum arată în momentul de față? Câte companii ai și care e ponderea? Bănuiesc că sunt câteva companii sau sectoare, mă gândesc, care au o pondere mai mare și altele mai mică. Sau nu știu, tu, cum e? În momentul de față, în portofoliu am 28 de companii. Bun. Pe care le grupez cumva pe sectoare. Și sectoarele dominante continuă să fie energia. Cam 30% din portofoliu înseamnă companii din energie. Și urmat de sectorul financiar, aici incluzând și băncile și companiile de brokeraj. Următoarele fiind cele de medical și și farma și transport logistică și așa mai departe. Ok, tu ne-ai spus înainte de emisiune cam care sunt ponderile mari și companiile importante și hai să ne uităm pe ele, să analizăm, mai ales că vine sezonul raportărilor în curând și evident că toți ochii sunt pe companii.
Hai să începem cu ele și mai discutăm pe parcurs. Spuneai că ai SafeTech Innovation, da? Când ai intrat, cum ai intrat, ce te aștepți? Hai să vorbim puțin de business-ul lor și de evoluția cotației. Da. SafeTech, mi-amintesc că am intrat imediat după listare. Mi-aș fi dorit să intru în plasamentul privat, pentru că, după cum știm, prețul a crescut, cred că, de vreo 5-6 ori imediat la listare. Dar și după listare, cred că compania a performat relativ bine. Am acumulat în tot acest timp și am un plan să acumulez încă 5 ani la SafeTech. Aha, foarte interesant. Și pe asta tine... Asta e un termen pe care tu ți l-ai stabilit așa sau ai legat cumva de următorii 5 ani ceva, vreo informație pe care tu o ai sau pur și simplu urmărești un termen mai lung? Mediu, de fapt, 5 ani. E un termen în care compania se va maturiza și acum este evident, este pe un trend de creștere, de achiziții, de extindere a business-ului. Peste 5 ani cred că vom vorbi deja de o companie mult mai așezată. Și vreau să profit de acest timp să tot acumulez. Foarte interesant. Și acumulările le faci constant, regulat. Vorbim de SafeTech, dar după aia să vorbim și de în general așa cum faci. La sume, să spunem, constante sau la perioade constante sau în anumite momente. De exemplu, uite, o să ne uităm și pe grafic, SafeTech e la un nivel de suport, un minim al ultimilor ani de când a trecut pe principală și poate e un moment mai bun acum decât când e mai sus. Tu cum faci? Nu știu. Eu acumulez de regulă trimestrial. Deci o fac, e aceeași regulă pe care o urmez de peste 10 ani. Și de regulă o fac la toate nivelurile de preț. Deci am obținut cumva o medie. Dar evident sunt și perioada când, să spunem, o cotație scade mai accentuat și atunci mă plasez mai mult capital în acea companie. Să vă dau un exemplu. A fost situația și poate vom vorbi un pic despre Purcari, când după doi ani după invazia Rusiei în Ucraina, prețul a scăzut foarte mult dintr-un risc geopolitic, nu neapărat care țin de companie și mi s-a părut că este un moment foarte bun să intru mai mult. Da. De regulă intru cumva pe toate nivelurile de preț odată de 4 ori pe an, cam așa. Aha, da. Deci e o strategie interesantă și iată o strategie. Deci în funcție de anotimp intri tu, înțeleg. O fac la trimestru. Am înțeles, da. Bun, atunci vrei să mai adaugi ceva, Cătălin, aici, ca înainte să ne uităm eventual și pe grafic? Vreau să ne uităm pe grafic. Da. Asta, da, am zis să mai punem încă o dată estimarea de buget de venituri și cheltuieli pe care ei au făcut-o publică în urmă cu puțin timp, mă rog, cu vreo două săptămâni, așa cred, două, trei săptămâni. Deci la nivel consolidat însemnând că ei iau în vedere sau un calcul mai exact atât subsidiara sau principala companie din România, compania mamă, plus filialele care speră ei să producă ceva anul ăsta, respectiv Marea Britanie, speranțe vin din Orientul Mijlociu de aici, dar din Arabia Saudită, unde au deschis o nouă filială și speră să facă ceva și acolo. Și dacă ne uităm la total venituri în jur de 65 de milioane de lei, în timp ce rezultatul net puțin peste 13 milioane de lei la nivel consolidat. Asta înseamnă un forward PE în jur de 12, 13, 14 undeva. Deci nu mai pare scumpă compania, pentru că, mă rog, chiar cotația văd că scade așa de o perioadă destul de bună. Cotația scade exact și scade de când s-a mutat pe principală. Practic a fost creșterea aia de care amintea și Corneliu, cât maxim istoric în 2021, a făcut un dublu top aici și de atunci, iată, totuși din noiembrie 2021, mai puțin se fac 3 ani, stă într-un mare range, da? 24-25, să spunem 32-33-34, și pe principal a trecut acum un an și un pic, da? Și de aici, uite, era o cotație destul de sus și a mai corectat, a mai atins ea rezistența asta și până la urmă e într-o
o scădere. Se cumpără de fiecare dată în zona asta de suport, cum spune și Corneliu, probabil că și el a cumpărat și alții. Acum, ultima mea întrebare, exact, perspective sunt foarte bune pentru că potențial e. Evident și străpungerea suportului nu trebuie scoasă din calcul, dar ei se așteaptă la rezultate bune la trimestru 1. Întrebarea ar fi, au mai strâmbat investitorii din NAS odată cu, să spunem, așteptările poate exagerate, dar alimentate și de discursul lor privind filiala din Marea Britanie, care deocamdată a fost, au schimbat strategia, au spus și așteaptă. Tu nu te-ai speriat la rezultatul? Nu, pentru că este un... Sunt lucruri care se întâmplă inevitabil într-un proces de extindere și de deschidere unor filiale. Sunt lucruri pe care le înveți pe parcurs. Accept acest risc pentru o companie de la care aștept să fie agresivă. Și știu că compania are un management foarte capabil și sunt absolut relaxat și sigur că vor rezolva aceste probleme. Ok, aminteai de Purcari, hai să începem cu graficul și comentez după aia, spuneai că scăderea mare, prăbușirea în gol, practic, au ieșit fonduri acolo, știți ce se întâmplă, sunt instituționali care în anumite momente când vine o decizie de sell, ei nu se mai uită la nimic, pur și simplu trebuie să vândă cât mai repede. A fost și un dublu top aici, s-a prăbușit, dar revenirea n-a fost totală, în schimb a stat foarte mult timp aici, într-o zonă de acumulare. Chiar vorbeam, Tiberiu, dacă ți-aduce aminte, am făcut emisiuni și spuneam că e un risk-reward excepțional și iată s-a dus, ba chiar a depășit maximul istoric și în februarie anul ăsta avem un nou maxim istoric pe care nu l-a trecut. Eu am target-ul 15.8-16.3, dacă trece de zona asta de consolidare, a fost o scădere, mai țin minte, iar a fost tot geopolitic, o nouă revenire și stă aici. Nici nu m-ar surprinde să mai corecteze odată, să mai vină într-o zonă mai jos aici și după aia să-și ia energie să depășească. Evident că vor conta și rezultatele, unele destul de bune, chiar foarte bune în ultima perioadă. Tu cum le vezi? De ce ai investit la Purcari și ce așteptări ai aici? Aici trebuie să încep cu un disclaimer. Eu sunt originar de Republica Moldova. Da. Și nu puteam să nu am Purcari în portofoliu. Cunosc produsele lor de foarte mult timp. O cunosc pe domnul Bostan, este una dintre legendele vinificației din Republica Moldova. Deci managementul este excepțional. Această scădere a venit pe un fond emoțional, cumva, și geopolitic, a coincis cu, după cum spuneam, cu începerea războiului în Ucraina și cu temerile care au venit vis-a-vis de, și de soarta Republicii Moldova. Purcari, geografic, dacă știți, se află foarte aproape de Transnistria, la câțiva kilometri. Și au existat aceste temeri. Eu având totuși poate un alt know-how al realităților din Republica Moldova, nu am fost atât de emoțional și am văzut o oportunitate, am pulsat, am acumulat la Purcari în tot acest timp și cred că compania își va reveni foarte bine. Deja ați văzut că prețul și-a revenit și rezultatele nu vor întârzia să apară. Și Purcari, ca și Safety, care are o viziune pe termen lung și vrea să devină un lider regional. Vorbind de creștere pe anul ăsta, ei și-au prognozat cumva o creștere a veniturilor în jur de 16-17-20%. Vinul e, bineînțeles, cea mai importantă parte a atracțiunii de aici. Marjele văd că sunt în ușoară creștere. Marja EBITDA, spre exemplu, față de ce a fost în 2023. Marja profitului net în jur de 14-16%, tot cam cum a fost așa în 2023, totuși în scădere față de 2022. Acum, ei sunt, din câte am văzut, creșterea importantă pe care o prognozează cumva vine din, bineînțeles, din alte geografii decât Moldova. Acolo piața e cam saturată și le cam știu produsele și creșterea e mică acolo. România e motorul lor de creștere, însă încearcă cumva și prin centrul Europei, respectiv Cehia, Polonia, a fost acolo puțină Ungaria și mai încolo la Orientul Extrem, aș putea spune, în Asia. Tu de unde crezi că o să vină sau
cum estimezi cumva că o să se facă veniturile astea, creșterea, de unde va veni? Să nu uităm că au intrat și în Bulgaria, au achiziționat un jucător. Au intrat și în Bulgaria, da. Nu, dar e o piață mică, nu e o piață mare ca România, dar e o piață peste ce are Republica Moldova și care oferă acces și mai departe către Balcani. Cred că cumva e o creștere naturală, organică, o extindere către vest, care a început din Moldova, a continuat în România și acum către Europa Centrală. Dar cred că miza va fi să fie pe piețele bogate, să spunem, ale Europei de Vest. Acolo va fi motorul de creștere. Da, piețele cu bani. Mai am niște întrebări, dar mai aștept puțin că vreau să comentăm și o altă companie și în funcție de ce spui aici, îți adresez întrebarea. Spuneai că ai început cu pachete, odată cu listările pachetelor la RomGaz, TransGaz și ai și acum. Bănuiesc că RomGaz ai de atunci? De atunci a rămas RomGazul sau ai, că una din întrebări era, dumne, care e cea mai veche deținere a ta și când vin, să zicem, ieși din poziție total la o anumită companie și în funcție de context, nu știu, de target, ne spui tu și dacă mai reintri după aia, s-a întâmplat să mai reintri? Cum? Cred că la RomGaz am acționat încă de atunci, dar am adăugat pe parcurs, evident, pentru că și portofoliul a crescut. Dividendele au intrat, a trebuit să fie reinvestite. Cea mai veche deținere cred că este da, la RomGaz, Petrom, acestea sunt. Dar am mai adăugat pe parcurs. De principiu nu ies de pe companiile în care am investit. Continuă să adaug și eventual să adaug și alte companii în portofoliu, dar de ieșit de pe companii nu prea am făcut acest lucru. De ce? Pentru că încă nu și-au atins, adică încă e potențial de creștere, spui tu. Și chiar acele care sunt mature și sunt plătitoare de dividende sunt mulțumit de randamentul pe care l-au făcut. Ești mulțumit, da. Elza, totuși spuneai la început că ai în portofoliu 28 de companii. E un număr foarte mare, mă rog, din punctul meu de vedere. Cum poți să le urmărești sau care e strategia așa să poți să urmărești, mă rog, îndeaproape companiile astea? Pentru că presupun că totuși câteva dintre ele au o pondere mare în portofoliu și o altă parte constituie, mă rog, mai puțin ca și procentaj. Dar îți dedici mult timp analizărilor sau pur și simplu le iei așa la feeling? Nu le iau la feeling, citesc, întrebări, citesc rapoarte, le urmăresc, le știu deja, când le știu de foarte mult timp. Și cum ai investez dintr-un principiu și principiul după care mă ghidez este că companiile sunt principale motoare de multiplicare a capitalului. Deci nu există un alt vehicul investițional care să-ți poate permite să multiplici capitalul mai bine. Și cred că de-a lungul timpului, chiar și companiile care nu mai cresc, ci doar plătesc dividende și cresc odată cu piața sau cu inflația, sunt investiții bune de punctul meu de vedere. Eu mizez cumva pe o medie, nu vă știi niciodată și nu cred că poate cineva să spună care este acel sector sau acea companie care va performa cel mai bine. Eu mizez cumva pe o medie a lor și continui să cresc cu media pieței, replicând de aproape indicele BET. Anul trecut portofoliul meu a crescut cu 48%, ținând cont și de dividendele investite, dividend care este aproape de ce a ratat și BET total return. Da, e foarte bine, un randament foarte, foarte bun, cu alte cuvinte. Da, și spun că buy and hold-ul, deși poate în anumite perioade poate nu e cea mai bună investiție, asta dacă nu investești constant cum faci tu, pentru că avantajul tău e că investești constant și atunci buy and hold-ul are alt randament și altă
e o altă strategie decât am cumpărat astăzi, nu știu, RomGaz și gata, stau 5 ani cu ea să văd ce se întâmplă. Da? Deci, plus că reinvestești dividendele, ceea ce e foarte, foarte important. Două vorbe despre RomGaz, să ne uităm și la grafic. Despre OMV Petrom am vorbit, că ai amintit, și de am vorbit chiar joi, nu mai vorbim acum. Ce așteptări ai de la RomGaz? Am așteptat să performeze cumva în linie cu ce a livrat anul trecut, poate un pic sub. Eu sunt mulțumit oricum de ce livrează RomGaz, dar ochii sunt totuși pe dezvoltările din Marea Neagră. Cred că aici se uită deja investitorii și acolo este interesul major. Acea investiție vine cu niște cheltuieli mari inițiale, dar să vedem dacă e un pariu care va merita. Totuși, RomGaz e într-un consorțiu cu Petrom, deci ambele companii vor avea de câștigat. Am o expunere mare și pe Petrom și pe RomGaz, cred că împreună reprezintă cam 15% din portofoliu. Deci impactul va fi destul de mare dacă acea investiție se va dovedi profitabilă. Acum, dacă e să ne uităm, uite, înainte să ne uităm și pe grafic, m-aș uita doar două minute pe proiecția asta de buget de venituri și cheltuieli, care am luat-o din rapoartele lor acum. Anul ăsta, de fapt, 2024, estimează un profit în creștere față de anul trecut, în ușoară creștere, puțin peste 2,5 miliarde, însă din 2025 încolo e în scădere. În scădere destul de pronunțată, adică dacă e să ne uităm la 2026, e la mai puțin de jumătate față de ce se întâmplă acum, știi? Lucru care o să-i afecteze, bineînțeles, evaluarea. Adică dacă acum ne uităm la un forward PE pe anul ăsta, păi din 2025-2026 încolo se va duce destul de mult în sus. Nu știu dacă va mai rămâne tot atât de atractivă RomGaz. Vom vedea dacă așa va fi. Hai să ne uităm și pe grafic. Să ne uităm și pe grafic, care și el la maxim istoric acum câteva zile la începutul lunii, după aia are corecția asta. Nu m-am mai uitat de foarte mult timp în emisiune și a atins 51,6, 53,8, 59,5 ar fi fost următorul. Deocamdată s-a oprit aici la 56,4, dar ce îmi place, uitați-vă puțin la canalul ăsta, foarte bine delimitat, cele două linii paralele, media mobilă de 100 și impuls și corecție ca la carte, mă rog, cu niște corecții mai laterale aici sau lipsă. Corectează acum suficient încât să atragă noi investitori, pentru că văd niște volume interesante și e o zonă de suport. Dacă trece de desubt, e posibil să se ducă chiar către 48, dacă nu, o să rămână și o să-și reia drumul în canalul ăsta către maximele dinainte. Între timp avem și întrebări în chat și răspundem, evident, de fiecare dată. O să le luăm pe rând, îl treapă pe Corneliu de dacă investești în obligațiuni, că au fost câteva emisiuni interesante. Da. Nu investesc în obligațiuni dintr-un principiu simplu. Investesc pe termen foarte lung și îmi permit riscuri mai mari contra unor aprecieri pe măsură și, în plus, ce nu-mi place la obligațiuni este faptul că randamentul este cumva capped, iar riscul este infinit. Deci nu reprezintă interes pentru mine din punctul ăsta de vedere. Aici te refer la obligațiunile, sau de fapt hai să facem o diferențiere. Și la cele corporate și la cele, da, și la cele corporate. Evident, la cele de stat riscul este mult mai mic, dar randamentul nu cred că este interesant pentru cineva care investește pe termen foarte lung. Da. Ok. Hai să mergem mai departe. Și una din acțiunile cu pondere importantă în portofoliu e Digi Communications, una pe care ne propusese să o analizăm și joi cu invitatul nostru, dar a trecut aproape o oră și n-am mai avut timp. O analizăm cu tine. De ce Digi, de când și cum vezi? Da. Și la ce te uiți? Și după ce vorbim de Digi, chiar uite, să adresez întrebarea înainte. La ce te uiți când intri într-o companie? La indicatori, că am văzut, la management sau majoritar, uite, apropo de purgări, spuneai că îi cunoști, la
comunicarea cu investitorii sau comunicate sau cum prezintă, la ce te uiți? Că evident la sectoare îți echilibrezi portofoliul, sunt sigur că îți faci un echilibru de ăsta, dar e important să ne spui cum alegi companiile în care investești. Dar hai să vorbim de Digi întâi puțin. Da. Digi, am Digi în portofoliu, nu este o parte semnificativă, dar e cumva în Plutonul 2. Și am tot acumulat în ultimii, cred că, 5 ani. Îmi place faptul că este o companie care își propune să crească, să a trecut granițele României deja de mult timp și își propune să crească, să devină un lider în Europa. Și au făcut-o până acum cu succes. E o strategie care a dat roade în Ungaria, au vândut operațiunile foarte profitabil. Acum, la fel, văd că se întâmplă și în Spania și, în general, o companie care are un management cu viziune. Dar, evident, ziceam de management, într-adevăr, e cu viziune, dar nu prea îl vedem așa, adică e mai ascuns, nu prea iese să facă prea multe declarații. Uite, dacă tot ai adus în discuție de Digi și ai spus de management, într-adevăr așa este, dar pe ei cum ajungi să-i cunoști? Participi la teleconferințele lor, nu știu, mergi la companie, la zilele investitorului, dar cred că Digi nu face ziua investitorului. Nu face ziua investitorului, că singurul mod de a afla despre... Cum e legătura cu ei, exact? Asta. Este prin rapoarte. Prin rapoarte. Okay. Și prin ce mai scrie presa despre ei, dar în general, da, într-adevăr, nu au o politică foarte transparent activă, așa de a comunica. De comunicare. Da, și adunările generale, nu cred că pot să votez online, dar apropo de că ai avut Digi de 5 ani și de buy and hold, interesant, hai să ne uităm puțin pe grafic. Ok, maxim istoric acum în aprilie și chiar ăsta era graficul pregătit pentru emisiunea de joi și mă așteptam cumva să corecteze, să ajungă aici, că deja a început o corecție, iată că s-a dus chiar mai jos un pic, să vedem dacă se va păstra linia asta de trend și media de 50 simplă. Până la urmă e potențial în continuare de creștere, dar trebuie să consolideze și să mai... Aici a fost o creștere la știre, știm foarte bine ce s-a întâmplat, 63 a fi următorul target după ce 51, 70, 52 și 56, 2 au fost atinse. Da? Apropo de evoluție, știm foarte bine că Digi a stat foarte mult timp sub prețul de la listare și de-abia în februarie 2022 a depășit un pic maximul ăsta de la listare și iar a revenit de desubt și de-abia după asta, anul ăsta s-a dus ca lumea. Deci faptul că tu ai stat 5 ani de zile, e clar că ai avut randament negativ, să spunem așa, și ai avut răbdare și ai acumulat constant. Pentru că dacă n-acumulai constant, iată, se dovedește ce spuneam eu mai devreme. Rămâneai cu intrarea aia și de-abia acum treceai pe profit după atâția ani, ani în care poate îți investeai mai profitabil acești bani, nu? Deci până la urmă, iată, aici se vede faptul că investești trimestrial, cum ai spus. Da. Se întâmplă de multe ori când prețul unei acțiuni stagnează mult timp să explodeze într-un timp foarte scurt. Asta știm, cum spune mai și atunci o astfel de strategie, într-adevăr, cum ar spune, pays off. Este, este corect. Uite, dacă urmărești, foarte atent ce face și compania. Pentru că... Da. Dacă... Am fi avut ocazia să ne uităm astăzi și pe Sfera eventual, care a avut o evoluție aproape similară ca și Digi, după ce a scăzut de la listarea asta foarte mult jos și de o perioadă încoace, cred că într-un an de zile s-a cam dublat cotația. A ajuns acum la 30 ceva de lei, în condițiile în care în urmă cu un an și ceva, poate și mai mult, era în jur de 15-16 lei pe aici pe undeva. Deci, vorba ta, stă o perioadă pe loc, după care izbucnește, se duce joia în sus. Și da. Să nu uităm că au plătit și dividende. Și au plătit și dividende, da, așa e, corect. Hai să mergem mai departe, să ne uităm pe o companie mai mică acum. Deci dacă tot am vorbit de coloși de ăștia din BET, pe care tu iei în portofoliu și au o pondere importantă, trecem la niște companii puțin mai mici. Transilvania Broker, ea în sinea ei ca și firmă, e destul de veche.
însă e listată destul de, mă rog, mai recent decât celelalte, bineînțeles. A avut rezultate bune până când s-au întâmplat acele nenorociri în piața RCA și de vreun an de zile, mă rog, și ei se cam chinuie, așa să zic, să răzbată prin hățișul ăsta legislativ. Și am văzut că propunerea pe 2024, din punct de vedere al veniturilor și rezultatului net, cel puțin a profitului net, el este în scădere față de aceeași perioadă anului trecut. Asta după ce anul trecut a fost în scădere față de 2022. Deci de vreo 2 ani încoace, profitul net este în scădere. Revenind la ea, care a fost de fapt motivul pentru care ai luat o poziție în Transilvania Broker și cât timp ai de gând să o păstrezi? Îmi amintesc că i-am întâlnit prima oară la o întâlnire cu investitorii, un eveniment organizat de Bursa de Valori. Cred că a fost în anul prelistării, deci acum vreo, nu știu, vreo 6 ani în urmă. Și am riscat, am început să investesc, am urmărit companie. Ce m-a atras la această companie este că au avut trimestru de trimestru creștere. Cred că e singura companie din portofoliu care a afișat rezultate în creștere de la trimestru la trimestru în toți acești ani. Și am considerat că a fost o investiție foarte bună. Acum însă, și dividende bune, știu că și a plătit dividende foarte bune de două cifre. Uh-huh. Acum 2 ani a avut un dividend excepțional chiar. Sau acum un an. Și una din acțiunile care au performat cel mai bine, în momentul de față este în top 5 acțiuni din cele 28. Continuă să cred în această companie. Este o perioadă într-adevăr mai complicată pentru piața de asigurări sau de brokeraj. Sunt acele, vorbim de plafonarea comisioanelor, vorbim și de anumite, a fost și un și un faliment recent al unui broker. Deci se întâmplă tot felul de lucruri. Eu sper că din această criză compania să iasă întărită și poate chiar să se extindă printr-o achiziție, pentru că piața este destul de fragmentată și e loc de creștere. Bine, falimente de la broker, hai să spun că n-ar avea neapărat așa un impact în piață, dar am avut falimente, 4 falimente de companii, da, de asigurări, nu de brokeri. Dar care a ajutat firma de brokeraj, pentru că acele polițe trebuiau din nou emise. Deci au vândut mai multe polițe în acel an, ceea ce n-a fost neapărat rău. Uh-huh. Da. Foarte rapid și pe evoluția cotației, una care e în scădere acum, sunt corecții la București inevitabile, le așteptam cumva. Ce e mai rău, să spunem, pentru cotație, că a ieșit din canalul ăsta ascendent, se vede clar, și s-a dus sub zona asta de suport, sub care nu trecuse la o primă încercare. A schimbat și prefixul la 20 de lei, unul psihologic. Iată, e o tendință de corecție care poate să meargă chiar până la 17-6-18 aici, unde vine altă zonă, și să iasă din tendința asta. Important va fi pentru reluarea creșterii să treacă înapoi peste 20. Dacă nu, vom vedea probabil niște consolidări, cum am mai avut, iată, în perioade, sau vedeți căderile vin, sunt niște consolidări, adică trebuie căutate și niște pattern-uri, dar până la urmă rezultatele și sentimentul din piață vor decide și la TBK evoluția ulterioară. Mm-hmm. Bun, uite, avem o întrebare în chat legată de, mă rog, e o întrebare mai tehnică. Dacă răspunde la întrebări, da, bineînțeles că răspundem și la întrebări acolo sau în măsura în care știm răspunsul. Cum se impozitează profitul din CFD-uri cu un broker străin? Uite, la întrebarea asta pe mine m-a prins, nu știu care e răspunsul, dar vă îndemn mai degrabă să întrebați. Profitul care e marcat și se face pe bilanț, pe portofoliu, că până la urmă dacă ai un profit care e în desfășurare chiar și cu CFD-ul și nu închizi poziția, nu e. Și oricum, brokerii sunt clar, îți dau fișa de portofoliu la final și oricum trebuie de făcută declarația. În declarație pui și profitul din CFD-ul, pui și profitul din acțiuni cu deținere și
toate alea. Dar cel mai bine uitați-vă pe forumurile și grupurile de pe social media de investitori, de trader. Sunt explicații acolo extrem de pertinente și găsiți răspunsul imediat. Hai să mergem mai departe, că n-avem timp și trece foarte repede timpul. Apropo de companii mai mici, spuneai de Pharma, de ca ai și aici Biofarm, spuneai, nu? Am Biofarm, da. De da. Ce Biofarm și nu antibiotice sau altă companie? Mâine vom avea o reprezentanță unei companii din industrie alături de noi, așa că fiți pe fază. Scuză-mă, Corneliu, am vorbit peste tine. Ai și antibiotice, ai spus? Da, am Biofarm, am și antibiotice. În general, industria asta de producătoare de medicamente a crescut destul de bine. Da, te-am mărit noi, te-am pus pe tot ecranul, da. Nu trebuie să te spui. A crescut destul de bine și Biofarm la fel, e una din companii care a crescut an de an și a afișat rezultate pozitive, rezultate în creștere și a profitului și a cifrei de afaceri. E o companie care mi-a plăcut de la bun început, are o tradiție, un istoric și a plătit dividende la fel, destul de generoase. E o piață care cred că va crește în România și pe modelul antibiotice cred că și Biofarm va căuta să se extindă către piețele din afară. Uh-huh. Odată ce va ajunge la o anumită maturitate a producției, a contactelor și continuă să acumulez. Cred că nu a ajuns încă în acel punct în care creșterea se oprește. Uh-huh. Biofarm, o companie care e deținută de Sifuri, da? Și iată că, mă rog, în ciuda poate istoriei mai puțin plăcute așa unora dintre ele, iată că Biofarm face cumva, se deosebește, se diferențiază foarte bine prin prisma evoluției, pentru că, da, după cum bine spuneai, e o companie care stă foarte bine pe cifre, din punct de vedere financiar este puțin îndatorată, adică toate indicatorii de solvabilitate, de lichiditatea arată foarte bine, dă și dividend. O companie defensivă, cu alte cuvinte, care are și o poziție bună în piața, în piața pe care activează. Mi-a plăcut asta cu a unora dintre ele, e bună, da. Te-aș fi întrebat care, dar mă rog, nu cred că știi răspunsul. Nu contează. Da. Hai pe grafic. Înainte să ne uităm la grafic, ești un exemplu clar, iată, de investitor răbdător, care investește constant și care reinvestește dividendele care ne spuneau unii foarte pricepuți și mai pricepuți ca noi toți că sunt foarte importante când investești pe burse. Deci până la urmă, iată că această răbdare ți aduce satisfacție și randamente anuale de luat în seamă. Aș mai avea o completare aici vis-a-vis de, ca să te completez, Cătălin, ziceai de, și îl întreb pe Corneliu acum, spuneai, mă rog, și ce peste companiile peste care noi ne-am uitat până acum, companii mari, companii vechi, companii value, da? De partea cealaltă sunt companiile mai mici de pe aero, gen cele din sectorul tech, IT. Ai ceva de acolo? Adică, pentru că și acolo au fost în ultimul an, în ultimii doi ani, au fost niște creșteri foarte bune pentru unele dintre ele, pentru multe dintre ele. Și aș fi curios dacă ai reușit cumva să marchezi și aici niște evoluții bune. Am intrat și pe aero, sunt două sectoare reprezentate pe aero destul de bine, cea de agribusiness, unde am investit în DNA Agrar și Grup Sherban Holding. Și continuă să acumulez și în sectorul de tehnologie, unde am investit în Bento, în Connections Consult, SafeTech și cred că acestea sunt. Deci cinci companii care, mă rog, însumează cam mai puțin de 5% din portofoliu, cred. Da, dar e posibil, întrebarea ar fi, având în vedere ce perspective sunt și iată, au fost niște creșteri semnificative pe unele dintre ele, îți vei mări procentul ăsta și vine întrebarea firească, cât e deținerea cea mai mare din portofoliu procentual și cum faci când prețul acțiunii se dublează, să spunem, exagerez puțin și
procentele alea devin din ce în ce mai mari. Ai o regulă de money management în sensul ăsta? Cea mai mare deținere sau companie cu cea mai mare deținere cred că însumează cam 9%. Și cumva în ordinea asta până cea mai mică are, cred că, sub 1%. Pentru că portofoliul e foarte diversificat, sunt multe companii, n-am ajuns ca o companie să crească mult peste pragul de 10%, să spun, să există o concentrare. Și bănuiesc că te uiți și la sector, le reglezi cumva și în funcție de... Încerc să se reglezi și sector, sunt dominant, continuă să fie energie. Jumate din portofoliu înseamnă energie și financiar. Restul încerc să fiu cât mai diversificat. Niciodată probabil nu o să ajung la o diversificare perfectă, dar ea urmărește cumva și structura economiei românești. Suntem și a pieței bursiere. Auzi, uite, dacă tot am o întrebare scurtă aici. Dacă tot spui că urmărești diversificare și structura economiei în general, ai fost tentat să cumperi un ETF mai degrabă sau un fond de investiții? E ceea ce aș recomanda unui începător, cu siguranță. Dar mie îmi place să investesc direct în companii, să primesc dividende, să mă informez despre ele. Cumva e... Da, dar știi că din punct de vedere... Să pot aloca capital așa cum consider eu. Adică nu neapărat urmăresc indicele BET 100%. Uneori se face că randamentele sunt asemănătoare, dar structura e diferită totuși. Da, vrem să spun că, dacă nu mă înșel, nu există impozit pe dividende pe care fondurile le obțin, fondurile de investiții, spre deosebire de fondurile de pensii, ale căror dividende pe care le primesc de la companie sunt impozitate. Și că există o portiță în lege de care noi tot am vorbit, mă rog, în ultima perioadă. Dar există și comisioane și nu-mi place să plătesc comisioane, mai ales pentru că și ele reprezintă un cost în timp care are un impact asupra portofoliului. Da. Aș mai vrea să spun două lucruri aici legat de strategie de investiții. În primul rând, ea se bazează pe ideea că în timp se creează un efect de compunere a dobânzilor. Aceste dividende reinvestite vor produce și ele noi dividende. Dar să nu uităm că și în interiorul companiilor are loc un proces similar, pentru că profiturile pe care le realizează le reinvestesc mai departe în, nu știu, noi linii de producție, noi linii de business, cresc capacitatea, intră pe noi piețe. Și e o combinație, să spun, acestor două efecte care ajută un investitor pe termen lung. Pe de o parte, companiile cresc și ele se dezvoltă reinvestind profitul și dividendele pe care reinvestesc profitul au același efect. Deci cumva pe termen foarte lung este a opta minune a lumii, am numit-o Exact. Și una din lecțiile de astăzi este de ce nu ne surprinde deloc răbdarea și investiția pe termen lung, iată, și regulată. Ca să terminăm cu Biofarm, e un canal mare, ascendent, am mai analizat, nu, până nu iese din el, cam asta e, deci, și nici nu corectează mult. Am ajuns la final, dar hai să mai facem o companie, Tiberiu, Aquila, am văzut că repede. La BVC-ul aici, pentru că să mai rămânem câteva minute, e interesantă discuția cu Corneliu. Un nou venit și în indicele BET și pe bursa noastră și un nou sector, practic, care nu era reprezentat până acum. O companie care se dezvoltă și până M&A-uri, iată, am văzut de curând. Ce părere ai și care a avut o creștere frumoasă în ultima perioadă? Ai intrat de la început pe ea sau cum ai intrat? Mie mi-a plăcut de la bun început de Aquila și am cumpărat odată imediat după listare și mi-a plăcut de ea și atunci când prețul a scăzut foarte mult. Evident, nu aveam cum să știu că își va reveni atât de repede, dar am investit, am continuat să investesc și sunt foarte mulțumit de decizia pe care am luat-o. La fel, o companie care are un management cu viziune, consider eu, și care vede oportunități de extindere acolo unde ele sunt. Iar marja, la fel, continuă să se îmbunătățească.
Au lansat niște produse sub marcă proprie care ar trebui să crească această marjă. E o companie care cred că se va dezvolta foarte frumos. Da, să sperăm că așa va fi atunci. Și evoluția Hai. Interesantă în ultima perioadă, că tu vorbești de la listare ca stat jos și ai cumpărat aici, iată cine își asumă riscurile astea și are încredere în viitor, face niște randamente spectaculoase. Sunt și investitori care se panichează și vând pe scăderile astea și cumpără ulterior mai sus. Din păcate așa se întâmplă, din păcate pentru ei, din fericire pentru ceilalți. Trendul e în continuare netulburat și corecția de acum s-a oprit exact în 1.1450 aici, unde e primul suport. Următorul ar fi undeva 1.0811 aici. Să vedem ce va fi, deocamdată a găsit cumpărători, dar nu sunt volume extrem de mari și lângă trendul ăsta, atenție și la media de 100 simplă, cam așa văd eu, e destul de tehnic și graficul ăsta. Bun, păi cam asta a fost atunci companiile pe care le-am pregătit astăzi împreună cu Corneliu. Mulțumim pentru prezență, Corneliu. Eventual, dacă poți să ne transmiți așa, de fapt să le transmiți celor care ne urmăresc, un sfat sau un model pe care tu l-ai pus în practică în ultimii 10-15 ani și care, iată că a dat roade, pe tine te-a ajutat. Deci, ce sfat ai putea să dai celor care se gândesc de aici încolo să investească? Și dacă te aștepți la niște corecții mai mari în perioada următoare, eventual înainte de raportări sau după raportări, sau evident nu putem neglija externul, suntem corelați, dar cum ai vedea perioada următoare? Încerc să răspund pe rând la aceste întrebări. Cred că e foarte important să ai un plan bine stabilit. Eu de la început am știut că voi investi pentru următorii 30 de ani și voi duce capital nou în următorii 30 de ani și voi reinvesti dividendele. Deci mai am încă 20 de ani din acest plan pe care îl urmez și care mi-a dus randamente excepționale, totuși, dacă e să comparăm cu alte instrumente. Doi la mână, încerc să am mindset-ul unui acționar fondator mai degrabă decât a unui investitor speculator. Deci rămân cu companie pe foarte mult timp, rămân acționar în companie pe o perioadă foarte lungă. OMV nu a vândut participația Petrom în pandemie doar pentru că a scăzut prețul barilului și nu văd de ce ar trebui să o fac un investitor pe termen lung. Deci cumva încerc să am viziunea asta pe termen lung. Și referând la corecții, nu știu, orice este posibil, este inerent. Corecțiile sunt inerente acestui fenomen al piețelor și trebuie să ne asumăm. În capitalism avem și crize, dar avem și creșteri și reveniri spectaculoase pe măsură. Și eu sunt încrezător cu orice criză, după orice criză vine și o perioadă de creștere și boom și este important să fii în acel moment în piață. Cu siguranță. Bun, mulțumim mult, Corneliu Manole, pentru discuția interesantă de astăzi. Mult succes în investițiile tale și te mai așteptăm alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Numai bine. Numai bine. Încheiem aici ediția de astăzi. Mâine, v-am spus, vin reprezentanții unei companii care n-a mai fost până acum. E în premieră la Field Market și automat premieră discuția cu investitorii, pentru că noi suntem primii care îi aducem. Așa că vă așteptăm alături de noi. Până atunci, seară plăcută și profitabilă. La revedere! La revedere! La revedere.